Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi avem un subiect foarte interesant și puțin atipic, așa cu, în comparație cu ce v-ați obișnuit până acum. Vorbim despre călătorie. Dar despre ce fel de călătorie, concret, ne povestește invitatul din această seară. Bine ai revenit, Alexandru Bătinaș! Bine te-am regăsit, Codruța! Ai cam călătorit tu în ultima vreme. Și ne vedem cam o dată pe an. Hai să vedem. Interesantă titulatura, Călătoria eroului. Ce vrea să însemne asta? Călătoria eroului. Vezi tu, fiecare dintre noi avem acest erou și chiar de mici, uitându-ne la desene, citind diverse povești, basme, vedem că se întâmplă ca după ce pleci de acasă să întâlnești diverse personaje, unele mai puțin plăcute, unele mai puțin agreabile, și e important să înveți cum să le faci față, cum să te lupți cu ele, ca să poți să depășești anumite pericole ce te așteaptă dincolo de familia ta. Călătoria asta noastră începe de fapt de atunci, din momentul în care suntem creați? Călătoria noastră, noi o numim, cel puțin în psihologie, momentul T0 este momentul nașterii. Aha. Intrauterin încă nu avem chiar toate datele să putem vorbi despre o viață psihică existentă, și astfel încât psihologia, fiind o știință umană care observă cumva omul, atunci a dat momentul T0, momentul nașterii. Și într-adevăr putem să spunem că o călătorie a sinelui și a formării unui om și a identității lui și a scopului lui în viață poate să înceapă chiar din acest moment T0. Uh-huh. Interesant. Eu mă gândeam că totuși călătoria noastră în viață începe de acolo, de când ne facem simțită prezența acolo în pântecul mamei, dăm din picioare, din mânuțe, din așa mai departe. În momentul când venim pe lumea asta, Nu este un moment, din punctul tău de vedere, traumatizant? Nu venim traumatizați oarecum în călătoria pe care o începem din punctul zero? Este cumva, știi, prima noastră reacție, dacă e să o luăm, plecând din acel mediu intrauterin, care e cald, care ne asigură hrană, care ne asigură protecție, e liniște, nu ne supără nimeni acolo, știi? Deodată ieșim din acel mediu liniștit, și dacă îți vorbim de România, da, ieșim, sunt lumini, cum sunt aici la tine în studio, care vin ca stimul peste copil, gălăgie, sunete noi, atingeri noi, da, medici. Și prima noastră reacție este într-adevăr plânsul, pentru că vin atâția stimuli pe acest corp, pe această ființă, și prima reacție e plânsul. O putem numi, dacă vrei, o formă de traumă, dar în același timp este și, dacă vrei, lupta pentru viață, nu? Că de aceea copilul, ai văzut că începe o formă și de zbatere, plânsul. Nu? Și să plângă, că dacă plânge e în viață. Nu? Avem aspectul ăsta în partea asta de nașteri, și la fel e foarte interesant că și mama în timpul nașterii așteaptă de obicei acest plâns ca să știe că e în regulă. Dacă e interesant, dacă copilul nu plânge în momentul când vine pe lume, bai. Și atunci se fac tot felul de tehnici, se aplică tot felul de tehnici la copil ca să îl trezească și să-l facă să plângă. Păi prin plâns, da, și prin toată contorsionarea corpului. Se pune în viață, dacă vrei, tot corpul, tot organismul nostru. Deci am pornit în călătorie de acolo, de când am ajuns pe lumea asta. Ce se întâmplă mai departe? Mai departe începe relația cu cel mai important om, și anume mama. Și nu o zic în sensul că tata nu ar fi important, dar încă nu-i timpul lui. Mama este prima noastră formă de relaționare. În primul an de viață, mama este întreg mediu, este întreaga lume. Noi nu cunoaștem o altă lume și în primul an suntem omnipotenți, omniprezenți, omniscienți, nu ne separăm. Este o relație, dacă vrei, fuzională, ca o relație de îndrăgostiți. Deci, de aceea se și spune că în timpul alăptatului, pasiunea
mamă-copil este una foarte puternică și magnetismul lor se poate vedea, dar tata are un rol foarte important aici, deoarece el vine să asigure acestui cuplu, mamă-copil, chiar o funcție de protecție și de mamă. Asta depinde foarte mult de cum și-a dus el relația cu propria lui mamă, de ce că unii bărbați care nu sunt pregătiți să fie o mamă pentru cuplu mamă-copil. Și ce înseamnă mamă? Nu ne referim la femeie, ne referim la cel care aduce hrana, cel care protejează, cel care hrănește cumva și îi lasă pe acești doi să-și facă treaba. Dar sunt mulți bărbați care încep să fie geloși, pentru că timpul petrecut cu cel mic e mai important decât al lui. De fapt, este copilul din el care nu mai primește atenția, pentru că acum atenția e dirijată către copilul real. Da, da, da. Călătoria eroului. Și până ajungem la călătoria eroului, această relație cu mama este una foarte importantă și anume desprinderea de ea. Ți-am spus că mama asigură întreg mediu. Gândește-te că ea aduce hrana. Ea traduce gânduri negândite, pentru că un copil are stări, dar nu știe exact ce se întâmplă cu el, că nu are încă acele gânduri. Și mama, în momentul în care plânge, ai văzut, de multe ori întreabă, te doare burtica, te doare asta, te doare asta, până îl ajută să identifice. Și după aceea apare explicații, te doare burtica pentru că. Da? Astea sunt acele gânduri negândite ale mamei, pe care unii îndrăgostiți în zilele noastre își doresc ca partenerul, partenera să le aibă, nu? Să gândească ce nu i-am spus, să gândească pentru mine, să gândească telepatic. Și aici vă trag un semnal de alarmă că e destul de periculos, în sensul în care dacă e o relație atât de fuzională, la un moment dat, pentru că individualizarea este un fenomen natural al ființei, la un moment dat poate să apară nevoia de despărțire, de aici și divorțul. Și o să vreau să vorbim și despre divorț ca formă de ritual de trecere, de ritual de devenire a omului care a trăit fuzional și nu a știut, nu s-a putut forma cu o identitate separată de celălalt. Pentru că sunt mulți oameni și îi și auziți care trăiesc pentru ceilalți, sunt fericiți doar dacă ceilalți fac ceva. Și atunci acești oameni sunt fuzionali. Ei fără ceilalți nu se pot defini. Ei nu știu cine sunt, nu au un sens în viață, nu sunt stăpâni pe propria lor viață. Se adaptează mai greu la tot. Și la schimbări. Pentru că realitatea, cum să spun, realitatea, codruța e grea, e dură, e, dacă vrei, știi cum îmi dau seama că vine realitatea? În momentul în care mă frustrează ceva. În momentul ăla îmi dau seama, stai că ai făcut cunoștință cu realitatea, că lucrurile nu stau chiar așa cum ți-ai imaginat și cum sperai să fie. Da, sunt momente de neplăcere, dar în același timp, că am adus vorba de frustrare, această relație fuzională mamă-copil, după un timp, e important să înceapă să aibă niște limite. De ce? Ca să putem să ajutăm copilul să-și dezvolte, da, o viață psihică, să-și dezvolte aparatul psihic și să-și dezvolte sinele său. Și atunci încep limitările. Limitările de a întârzia, să spunem, cererea de lapte, de a-i duce hrană. Pentru că e important să înțeleagă că nu există această permanență. În primul an, permanența asta e vitală oarecum, că fără ea sunt destule pericole. Ca să-ți explic pe scurt, gândește-te că un copil nu gândește că mi-e foame și dacă nu mănânc o să pățesc ceva sau o să mor. N-are cum să gândească asta. În schimb, stomacul trimite semnale și trimite o tensiune extraordinară în corp că dacă nu mănânc acum, se va întâmpla ceva, dar el nu poate să gândească. El doar reacționează, doar are niște stări. După, ca și adult, dacă vrei, putem să ne gândim că dacă nu mănânc și nu am grijă de corpul meu, se va întâmpla ceva. Dar ca și copil, nu știi de unde. De aceea sunt mulți adulți, de exemplu, care și spun, dacă nu mănânc acum, mănânc pe cineva. Dacă nu mănânc acum, adorm. Sunt mulți care adorm. Serios. Dacă nu au hrană atunci, adorm. Și aici sunt pericolele relațiilor de dependență, pentru că nu poți să-l faci pe celălalt responsabil de lucruri pe care tu, ca om adult, matur, chiar poți să le împlinești.
Și frustrarea aceasta a mamei, Winnicott, pentru cei de acasă, dacă vor să dezvolte cumva subiectul de dezvoltare a copilului și relației mamă-copil, frustrarea asta pe care mama o aduce împinge copilul să dezvolte în interior și partea de creație, să dezvolte altceva. De aceea, după sân apare biberonul, după biberon Suzeta, după Suzeta apare o jucărie. Adică apar elemente, da, care să țină loc de mama. În același timp, tot aici mai există un pericol în cazul în care se întârzie foarte puternic răspunsul la chemările copilului, el poate să cadă într-un scenariu al fantasmelor și al lumii imaginare pentru a se putea liniști. Că el are stările acelea de foame, nevoile de siguranță, de îmbrățișare, de iubire, și dacă ele nu vin, copilul poate să alunece într-o lume imaginară de unde cu greu îl mai aduci de acolo. Dar să ne înțelegem, lumea asta imaginară, iarăși, este sănătoasă într-o limită. Are o limită. Cred că toți copiii au o lume imaginară și un prieten imaginar. Adică... Și noi oamenii, nu? Când citim povești, când ne uităm la filme, este până la urmă o lume imaginară și, și o avem acolo într-un plan abstract. Ideea e... Și asta o să vorbim de călătoria eroului, să trăim, e ok să trăim și acolo, dar să fim și aici și să vedem ce avem de făcut. Uh-huh. Înțelegi? Pentru că noi cam fugim de realitate în marea parte a timpului, pentru că într-adevăr e urâtă și e grea și nu, oricât aș vrea să o îndulcesc, n-am cum. Da. Și plecând de la aceste frustrări ale mamei, da, care sunt cumva limite, copilul începe să dezvolte, copilul începe să se separe, copilul începe să se delimiteze, copilul vede cât de mic e, își vede micimea, își vede, dacă vrei, dependența, și începe prima relaționare și prima formă de iubire, dacă vrei, cu mama. Și aici începe o dinamică și e foarte interesant cum în prima relație de iubire, da, și în relația cu mama, tot aici apare, pe lângă iubire, mai apare și furia. Când mama nu vine, atunci când vreau eu. Deci, în aceeași relație de iubire, experimentăm și furia. De aceea le explic oamenilor, e foarte frumos să vedem filme cu relații minunate, extraordinare, totul e frumos, totul e ca uns, așa. Dar toate astea sunt regizate. Într-o viață umană, reală, ne mai și certăm. Și e foarte important să ne certăm, să învățăm cum să ne certăm, să învățăm cum să comunicăm și să înțelegem că uneori chiar suntem furioși. Din păcate, această furie e o formă de tabu, nu prea vorbim de ea, o reprimăm și aceasta duce după un anumit timp la simptom. Apare simptom în corp, sub formă de boală, sub formă de alte lucruri, de aceea, dacă vrei, pacienții care ajung, să spunem, cu o afecțiune sau cu o boală în spital și au fost oamenii pâinea lui Dumnezeu. Și atunci când a apărut boala, din pâinea lui Dumnezeu, acel om e un cu totul și cu totul alt om, de multe ori poate părea chiar un monstru, că nu-l mai recunoști. Doar că acel om și-a ascuns de-a lungul timpului furia. Că, de exemplu, realitatea, da, poate să ne înfurie. Da, sunt două tipuri de furie și de asta și cu mama. Mama poate să aibă două tipuri de răspuns a furiei interioare asupra copilului. Da? Vii acasă după o zi de muncă, unde a tras toată lumea de tine, unde toată lumea a avut nevoie de tine, ești epuizată, să spunem. Da? Intri în casă și copilul, tocmai ce a descoperit o jucărie care scoate un zgomot groaznic, primită cadou, pentru că tu ca și mama ai verificat înainte să nu fie o jucărie care să te streseze, și se joacă cu acea jucărie. Poți să ai două reacții. Te înfurie, normal să te înfurie, că ești obosit. Ai un prag, nu, al toleranței, care ți-a atins, ți-a pipăit, știi, ești om. Și atunci, poți să iei acea jucărie și să o distrugi, să o calci în picioare și să urli. Ăsta este un mod de a exprima furia. Sau poți să-i explici copilului ce trăiești și să-i oferi trei alte jucării la schimb. Da. Dar e tot furie. Că explici că mă înfurie jucăria asta, dar nu ți-o distrug. De aceea, vezi, aici avem, în această relație se formează, dacă vrei, relația noastră cu mediul și cum ne așteptăm noi să ne răspundă mediul. Că dacă mama sau
celălalt părinte semnificativ vine și ne distruge elementele dragi, lucrurile de care ne ținem și le considerăm ale noastre, pentru că copilul, știi, că are acea jucărie pe care o poartă cu el mult timp până o buzează, e, acea jucărie, gândește-te că este ca o ancoră de siguranță a aparatului psihic și a universului psihic. Dacă tu o iei și o distrugi, știi, risc să-i distrugi toată legătura lui cu lumea internă. Și de multe ori copilul, dacă te uitai în jocul și puteți vedea și acasă, când se joacă cu ursuleți, păpuși sau ce au, îl ia, îl îngrijește, îl pune în pat, îi dă să mănânce și cumva ne arată modelul de parenting pe care l-a primit. Ne arată modelul de iubire. Uh-huh. Și uneori ne arată și modelul pe care și-l dorește. Și dacă alteori vedem că aruncă jucăria sau o trântește, ne putem gândi când și-a tradus că am făcut asta cu el. În căutarea asta a părintelui perfect, invit oamenii de acasă să înțeleagă că e o greutate să-ți dorești să fii părintele perfect și este oarecum imposibil, pentru că suntem atât de unici și autentici și fiecare familie este atât de unică, încât nu cred că există metode, cred că există instrumente de a observa niște comportamente și de a le îndrepta. Dar nu există calea cea dreaptă. Copilul trebuie să vadă și cum ne comportăm în viața noastră reală. Adică, da, ne enervăm, ne supărăm, suntem triști. Cred că trebuie să ia contact cu toate sentimentele astea și manifestarea lor, nu? Exact. E important să vadă această ceartă cu... Că noi venim să mușamalizăm și ne ducem în altă cameră și ne întrebăm cum de acest copil din a cincea cameră la atâția metri a auzit toată discuția. Ei au niște urechi și o sensibilitate asupra contextului, ei simt imediat tensiunile. Noi putem să-i mințim, putem să le livrăm o altă realitate și aici vă invit să înțelegeți că iarăși se face o rupere a sensului și a lumii interne cu lumea externă, pentru că el simte ceva și de obicei simte ceva adevărat. Dar tu, pentru că trebuie să pari un părinte într-un fel, trebuie să arăți lumii că ești un părinte bun, da? Vii în acel rol de părinte bun și explici că nu e așa cum simte. Și aici apare un conflict pe care tu îl naști în copil. Copilul e important să vadă cearta, dar cel mai important e ca după cearta părinților să vadă că aceștia se împacă și rămân împreună. Dacă ei se împacă, pentru el e liniște, e extraordinar. De ce? Are siguranța casei, are siguranța parentală, e stăpân. Dar când aceste siguranțe sunt amenințate, aici se creează niște traume care ne urmăresc după aia ca adulți în viață. Văzând cearta și apoi faptul că părinții se împacă, mă gândesc că și copilul are un model, uh-huh, și știe și el ce să facă la rândul lui când va fi mare. Va avea tot timpul tendința, chiar dacă există sămânța de ceartă, să o consume. Uh-huh. Și apoi să ajungă la partea de împăcare. Uh-huh. Și asta e foarte, foarte bine. Și cred că în sânul familiilor unde sunt conflicte destul de violente, cred că asta le lipsește lor sau copilului lor interior. De multe ori, cuplurile de părinți sunt prea absorbiți de problemele lor. Și de multe ori, unul dintre părinți face greșeala să-și ia copilul drept aliat împotriva celuilalt, împotriva partenerului. Și transmite partenerului toată imaginea, da, despre tată sau despre mamă pe care acesta nu o place. Și un copil ajunge să își vadă un părinte după descrierea celuilalt, nu neapărat din interacțiunea cu el. Și acest cuplu de părinți fiind atât de ocupați de certurile lor, de tensiunile lor, copilul nu mai simte că are loc să vină și el să zică ceva, nu mai simte că are loc să-și exprime furia, dacă vrei, pentru că, da, de aia ți-am spus că în prima relație de iubire cu mama apare și furia și e important să-l lăsăm și o să ne muște și o să fie și el, nu este un om rău. Simte tensiune și nu noi când nu ne convine ceva sau când se schimbă realitatea, da? Se schimbă ceva peste noapte, se schimbă, întârzi un avion, nu? Ce faci prima oară? E ok, e normal, de aici vedem. Dar nu, dacă eu stau să schimbat avionul, nu e nicio problemă. Eu sunt un om minunat, trebuie să arăt că sunt un om minunat. Mi-am amintit acum de o plecare, plecam în Bali,
cu ultimul grup, acum ce a fost în noiembrie, și una din participante venea din Irlanda. Venea din Irlanda, numai că avionul avea întârziere. Și noi eram la ghișeu, la îmbarcare în București, și le-am explicat că nu pot să plec cu grupul incomplet, că e important să o așteptăm și pe cealaltă, pentru că aveam și așa un zbor de 16 ore. Da. Nu puteam să las grupul. Și mi se răspundea, cum să zic, de la ghișeu, foarte nepăsător. E, moment în care a trebuit să încep să fiu puțin maniacal, să fiu puțin furios, să-i dau o palmă acolo pe birou, da? Eram conștient că era grupul în spate și mă și gândeam, zic, ce ori zice ăștia? Cu cine plecăm noi în Bali? Dar dacă eu nu-mi exprimam atunci toată mâhnirea, da? nu puteam să trezesc. Deci omul ăla era foarte sătul, nu-l interesa, nu vedea, nu gândea. Și de asta zic, dacă nu făceam asta, nu mai apuca cealaltă persoană să vină. Și a așteptat avionul, chiar am stat și am așteptat-o chiar pe ea. Foarte. Ne-am întâlnit cu ea în avion, că au adus-o direct la avion. Da? Și asta le-am explicat oamenilor. Dacă vă imaginați că, nu știu, oamenii sunt doar într-un fel, de multe ori căutând să păstrăm imaginea aia, pentru a fi plăcuți, pentru a fi iubiți, că așa am fost învățați de părinți, da? Că dacă nu faci asta, nu te mai iubesc, nu ne ajută. Ziceai că tu așa simți că ești frustrat în momentul în care se schimbă realitatea. Sau În fiecare dată ne trezim și avem un fir narrativ. De ziua asta o să fie așa. Și avem nevoie de firul ăla narrativ, deoarece ne așează, ne mai împământează. Numai că este o iluzie. Că oricând, acum, poate să vină un cutremur, poate să întâmple ceva. Și ne întrerupe firul narrativ. De aceea, în călătorie, da, cum merg în retreat în Bali, invit oamenii să vorbească cu străini, deoarece orice dialog cu un om străin întrerupe firul narativ pe care tu ți-l tot spui. Pentru că de obicei firul ăsta narativ este și ce părere ai tu despre tine. Aha. Cum te vezi tu pe tine? Cine crezi tu că ești? Și dacă în familia ta ți s-a spus că nu ești capabil să faci asta, nu ești capabil să faci asta, nu ești bun la asta, arăți așa, tu nu mai firul ăsta narativ îl ai. Și oricine ar veni cumva din exterior, cu greu îl vei crede, pentru că ție îți funcționează filmul ăla. Că de aceea, când le explic oamenilor, copilăria este precum o cameră de filmat, cum ai și tu aici în studio, da? Perioada de adult, camera aia se transformă într-un proiector. Aha. Tot ceea ce a filmat va proiecta. Crezi că sunt doar oameni care își ascund frustrările sau sunt oameni care învață să nu le mai aibă? Există așa ceva? Eu nu prea cred, dar te întreb pe tine. De obicei, situațiile, ai punctat foarte bine, sunt tocmai pentru că negăm această parte a noastră de frustrare, de neplăcere, de furie, știi? O negăm până într-acolo încât tot ceea ce reprimăm și aruncăm în spate, Freud spune foarte frumos, va veni peste noi în căi deghizate și de nerecunoscut. Nimic nu moare. La fel cum în cabinet, chiar dacă verbal clientul te poate minți, corpul întotdeauna va spune adevărul, dacă știi să fii atent și să fii atent la firul narativ. Și negând aceasta, ea tot crește și crește și crește și crește și la un moment dat vine peste tine cumva. Sunt oameni, dacă vrei, ce am studiat și cumva specializarea mea, da, e partea aceasta de identitate, de autenticitate, de formarea sinelui. Și mi-am făcut o lucrare de cercetare pe artiști, unde m-am întrebat dacă sinele fals este un simptom sau o sublimare la persoanele creative. Acest sine fals, de fapt, mai degrabă un sine adaptativ. Și ca să înțelegi cum se formează el, momentul în care copilul are cereri și mama vine foarte furioasă și mânioasă și sătulă și îl sperie, da? El în momentul ăla zice, ok, eu nu mai trebuie să am cereri, mai întâi trebuie să fiu atent la cererile ei, cum are ea nevoie să fiu eu, ca după să-mi dea ceva. Uh-huh. Pentru că el nu poate să conceapă despărțirea de această mamă. Și dacă ea îl sperie, atunci el intră într-o formă de paralizie, știi? Și atunci zice, ok, trebuie să fiu cum își dorește ea,
ca să nu plece și să mai îmi dea în continuare ce am nevoie. Și dacă vrei, sublimarea aceasta a frustrării e cumva cea mai sănătoasă și de aceea avem diverse meserii. Fiecare om, și mai ales artiștii, mă uit la ei, de ce? Pentru că sunt cei care găsesc cele mai pașnice căi de a sublima cele mai mari conflicte familiale, care după un timp ele devin interioare, pentru că oricât și oriunde am pleca, de departe, față de familia unde exista tensiune, conflict, violență, abuz fizic, abuz emoțional, noi luăm acele relații cu noi. De ce? Pentru că identitatea noastră se formează în relație cu ceilalți. Chiar dacă noi ne scobim și tot aud cu viețe anterioare și tot aud cu... Cred că avem un invitat în platou. Dar e ok, e ființă vie, o lăsăm să vină, vezi? Frustrarea. Lasă-l să fie! Probabil că avea ceva de spus. Exact. Frustrarea, identitatea aceasta, da? Chiar dacă noi ne scobim să ne ducem în alte părți, pe alte meleaguri, în alte ceruri, în alte zone decât realul palpabil care s-a întâmplat, și anume istoricul nostru, copilăria noastră, până nu ajungem să îmbrățișăm ceea ce a fost și să vorbim despre ele și să le înțelegem, nu o să înțelegem cine suntem. Și oricât de departe am pleca, vom întâlni oameni care seamănă cu mama, seamănă cu tata, dar de fapt nu seamănă ei, ci ăla e modul meu de a relaționa. Foarte tare. Ce înseamnă să călătorești cu sens? Să călătorești cu sens. Să înțelegi de ce ți-ai dorit să pleci în acea călătorie, să trăiești transformările, schimbările, să fii conștient de limitarea ta, pentru că dacă vrei, aici ai cea mai grea chestie, să-ți îmbrățișezi neputința și limitarea, că suntem limitați. Pentru că, da, în omnipotență, omnisciență, omniprezență, copilul își imaginează că el e peste tot, atot puternic și le știe pe toate, nu? Și noi, ca adulți, avem momente când eu știu mai bine. Sunt cel mai tare. Și sunt peste tot. Și sunt nu numai aici cu tine. Limitarea înseamnă să acceptăm că atâta suntem, atâta avem și suntem de multe ori neputincioși. În schimb, suntem putincioși la foarte multe lucruri din prezent. Dar vezi tu că în ziua de azi și tehnologia ne dă așa o senzație de nelimitare, nu? Că putem să fim acum prin realitatea virtuală, oriunde, oricând, să intrăm, să păstrăm relații, aparente relații. Vezi tu, hai să înțelegem că totuși suntem limitați. Iar călătoria cu sens, dacă vrei, poate să fie și călătoria în care îți dai seama cât de mic ești. Și că acest buric al Pământului nu e decât un număr pe această planetă care se învârte. Și da, ai avea tu impresia că se învârte în jurul tău, dar... Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Și în călătorie vezi că se învârte în jurul la oameni. Mai că într-o călătorie există posibilitatea ca un conflict sau conflictele să se nască mult mai ușor. Și am zis, dar a trebuit să mă gândesc la călătorile pe care le-am făcut eu. Nu sunt atât de multe ca și ale tale, dar am călătorit și eu așa puțin. Într-adevăr, au fost situații în care conflictele, deși cunoșteam oamenii respectivi, tot așa cum spui tu, eram într-un grup, cunoșteam oamenii respectivi de aici, din orașul nostru, acolo m-au enervat cumplit. Deci am spus copilul în relație cu mama, în relație cu familia. Deci copilul nu înțelege că dincolo de părinți e o altă lume. Casa, mediul familial, e societatea, dacă vrei. După ce crește și e pregătit, intră în societate. Și această societate e apărată de un sistem, nu? Care le apără drepturile și ține cum? În siguranță. Mai întâi copil, părinte. Părintele e limita aceea, dacă vrei, un fel de pneumă. După aceea ajungi în cealaltă lume unde e pregătit prin ce? Prin școală, prin liceu, prin diplome, prin achiziții, prin profesional, da? Dar e ocrotit totuși de niște legi.
E, în momentul în care călătorim, tot ceea ce e cunoscut, că noi, dacă suntem atenți, preferăm să o luăm pe acelea străzi, doar cafeaua aia în locul ăla are gustul ăla și o bem doar pe aia, doar mâncarea aia, și de aceea avem și expresia ca mama nu gătește nimeni. Vă invit să înțelegeți că poate cineva gătește mai bine, dar nu știu dacă gustul vă place sau faptul că știți că mama e acolo. Citeam undeva că și pentru a-ți stimula creierul, da? Și a-ți menține acolo viu, ca să spun așa, pe lângă lectură, pe lângă alte lucruri pe care ar trebui să le faci, și asta ar fi o metodă să-ți schimbi traseul în fiecare zi. Adică să-ți provoci, cred că, nu știu, atenția. Păi îți provoci atenția, observația, te enervezi. Că, din nou, frustrarea e un element extraordinar de important în dezvoltare, și a noastră ca adulți. În momentul în care intrăm pe un fir foarte liniar, acolo e ușor pericol. Că de asta v-am și zis, vorbește cu străini ca să-ți întrerup firul narrativ. Ia-o pe alte străzi ca să-ți întrerupe repetiția aceea pe care tu o crezi ca și siguranță. Și în momentul în care călătorești în altă țară, da, siguranțele tale sar în aer. De aceea, când călătorești în Europa, te liniștești. Când mai vezi o biserică, seamănă cu biserica din Timișoara, mai vezi o stradă, asta seamănă cu Arad, mai mănânci ceva, are gust ca de acasă, și te liniștești. Așa. Dar în momentul în care călătorești, cum îi duc eu, da, în Bali, altă unde cultură, se schimbă tot, da, miros, simți, vin insecte, ce insecte sunt astea, de ce se aude așa, ce se aude așa, și când descoperi de ceva, de zici că acum este un animal imens din acea pădure, și descoperi că e așa, ceva mic, dar sunt alte sunete. Clima, e altfel de climă. Vine căldura, acum ai ieșit din avion peste tine, te învăluie. Mirosuri, gusturi, fețe, modul de a privi, modul de interacțiune. Și asta ce creează? Multă nesiguranță. Aole, unde-i mama mea? Unde-i cunoscutul meu? De ce m-ați adus aici? Ce vreți cu mine? Și ce ies? Fricile. Nervii. Nimeni nu stă, știi? De ce nu stați cum zic eu? Cum vreau eu? Ne transformăm ușor în mici dictatori, că ne dorim să controlăm cumva mediul spre siguranța proprie. Pentru că suntem atât de speriați de tot ceea ce e necunoscut. Și... deci de aia atunci când mergem, uite, de exemplu, în Europa, că ziceai tu că Europa e mai aproape de cultura noastră. Mai ales de voi aici, Arad, da, chiar seamănă. Acum m-am prins. De ce? Mi s-a întâmplat mie, de exemplu, când am fost la Viena. Am fost plăcut impresionată, dar m-am simțit foarte acasă. Pentru că acele clădiri seamănă foarte bine cu clădirile noastre din Arad, doar că astea sunt mult mai mici și mai neîngrijite. Dar așa, ca și structură, ca și... seamănă foarte bine și m-am simțit foarte bine. Eram nedumerită, în schimb, de ce toată lumea vorbește altă limbă pe stradă. Adică nu înțelegeam de ce vorbesc că ea nemțește, sau mă rog. Dar am avut, cum spui tu, siguranța aia. Mă simțeam foarte, foarte acasă. În exterior, lucrurile stau, știi, copilul care își aranjează jucăriile, mașinuțele, păpușile, da? Și le pune așa, își face siguranța lui, da? După aceea, adultul care își aranjează casa aici, jobul aici, părinții acolo, prietenii aici, da? Stați toată lumea la locul vostru, nu vă zăpăciți prea tare că mă agitați, da? Și după aceea, pac, ajungi undeva unde nu te cunoaște nimeni, nu te recunoaște nimeni, nimeni nu dă doi bani pe tine. Știi cine sunt eu? În Bali poți să fii cine vrei, că ea nu știu. Da. Că dau eu un telefon, n-ai cui. Aici la noi merge. Las că sun, las că vedem, știi? Că noi așa ne câștigăm cumva statutul și autoritatea. Și noi în poporul nostru, cam avem asta. Avem o identitate și o autoritate bazată pe relații mai mult decât pe interiorul nostru. Așa este. Ceea ce este dezamăgitor. De ce? Că în momentul în care aceste relații dispar, dispar și tu. Și un om drag sufletului meu, părintele Marius Moșteanu de la Constanța, mi-a zis la un moment dat, tată, ești tot ceea ce hoțul nu-ți poate fura. Foarte fain. Foarte fain. Înțelegi? Și atunci merg în Bali. Nu cunosc nimic. Nu mă rămâne decât să mă uit în interior. Cred că tot ăsta este motivul și pentru care unii oameni pleacă, uite, în state. Cunosc persoane care au plecat, au vândut tot aici și au zis, gata, mergem în state, nu știu, probabil s-au gândit că câinii, colacii, știi tu, și în Canada. Și s-au întors.
pentru că n-au putut să se adapteze și motivația lor a fost că acolo n-au prieteni. Sunt doar el cu ea. Nimic nu era familiar, știi? Dacă vrei, modurile de abordare sunt diferite, pentru că ne putem uita, într-un fel arată o mormântare în România, într-un fel arată o mormântare în partea de vest a Europei. Da? În est suntem mai, în sud-est cel puțin, suntem mai balcanici, mai aprinși, mai cu plâns, mai... În vest nici nu se vede cine e acolo, da? Foarte discret. Lacrimile le putem avea, da, sub formă de discreție. La noi e rupere de nori, da. Da? Pentru că ne manifestăm altfel. Dar în același timp, fiind așa mai balcan, să spun, și intrăm unii peste alții și nu prea ne dăm voie să ne lăsăm să fim. La fel cum părinții nu prea lasă copilul să-și dezvolte o identitate. Copilul trebuie să fie într-un fel. De ce? Pentru că părinții și ei au această, nu vreau să o abordez, dar o să o abordez, problemă. În România noi ținem foarte mult la imaginea noastră, cum ne vede lumea. De ce? De frică de gura lumii. E ceva ce s-a transmis din trecut, da? Și ne pasă foarte mult de gura lumii și mai ales de persecuție. În România foarte ușor lumea persecută. Te-ai expus, te persecut. Zdrang. Ai o părere? E un mecanism. Și atunci părinții caută să facă din copil ceva admirativ ca să se simtă ei admirați. Că dacă acel copil nu e ceva ce e admirat, ei nu se simt admirați și pun această greutate pe copil care îl urmărește și el nu mai poate să fie el, că nu are cum, nu are voie. Și cred că e foarte important. Da, și într-adevăr, în societatea noastră, omul autentic are de obicei de suferit, acum nu traume majore, dar are un pic de suferit pentru că nu este aprobat. Nu este aprobat și riscă, până la urmă, Homo sapiens e cartea lui Yuval, o carte foarte bună. Noi, până la urmă, am trăit în triburi. Și aveam nevoie să fim acceptați și iubiți de triburi. Și în momentul în care tu îți dorești să fii autentic, da? să cauți măcar să descoperi cine ești, trebuie să te cam rupi de acest trib. Iar asta poate să fie o amenințare la propria viață, pentru că tribul ce făcea înainte? Tribul ți asigura siguranța vieții, adică te proteja de animalele care veneau din exterior să atace tribul, dar înainte erau fiare. Îți asigura hrana, adică îți proteja viața. În ziua de azi ne putem descurca, dar acele amenințări, acele frici, tot rămân. Da. Tot rămân și de aceea e foarte greu. Și călătoria eroului tocmai asta e. Te smulgi din acel loc atât de familiar, te duci într-un alt loc cu alți oameni și descoperi cine ești. Pentru a te putea întoarce. Și vezi, ți-am spus că noi identitatea ne-o formăm pe baza relațiilor. Și dacă o viață întreagă ai stat înconjurat de oameni care te-au batjocorit, care te-au umilit, cum naiba să poți să vezi că mai poți să fii și altceva? Când n-ai cum. De aceea și oamenii care ajung la psihiatrie sau un tratament psihiatric, chiar dacă după, să spunem, 6 luni au niște progrese uriașe, pentru că în clinică, în spital, se asigură grupuri de dezvoltare, terapie, tratament, da? Și omul acela începe să se pună pe picioare. Dar imediat după, dacă se întoarce în același mediu de unde a plecat boala, se instalează instant iar patologia. Și atunci, plecând în această călătorie, ai șansa să te oglindești altfel. Să te vadă oamenii și altfel. Deci asta face călătoria cu noi, de fapt? Asta face călătoria cu noi. Ne ajută să... Oricât de, să spunem, oricât de om rău ai fi acasă, că ești, toată lumea te face, că ești rău, că știi că de multe ori suntem răi pentru niște adulți care se comportă ca niște bebeluși. Că ei se comportă ca niște bebeluși și au nevoie să le dai aia, să le asiguri și aia, și aia, și când zici nu, stop, ho, stați, limite, ești un om rău. Ok, ți-am dat până acum, dar am și o limită. Ești un om rău. Și atunci,
Când te duci în altă țară și pui limite, de exemplu, și nu se supără nimeni, stai că nu sunt chiar un om rău. Mai pot fi și altfel. Da. Știi că noi foarte greu putem să dezinvestim un om din imaginea asta de om rău și să poți să caut să discut cu el. Și chiar acum este un film Aquaman și îți arată cum eroul nostru ajunge la cel mai mare monstru, care acel monstru proteja tridentul, da? Și toată lumea știa cât de puternic și de rău era și în loc să intre în război și în conflict cu el, și-a recunoscut ce? Micimea, a zis, da, sunt mai mic, și a stat de vorbă. Și a schimbat monstru. Monstru nu a fost monstru. Că acum vin și zic, fă-ți frumos, da? Că în călătoria eroului asta se întâmplă. Pleci din tot ceea ce-ai cunoscut, de lângă sânul mamei, de lângă tot ceea ce era sigur și te aventurezi într-o călătorie în necunoscut. Și acolo întâlnești dragoni, zmei și așa mai departe. Oare zmeu nu este de fapt făt frumos copil care nu vrea să crească și o vrea pe Ileana Cosânzeana tot timpul, non-stop, numai pentru el? Oare nu e acea parte din noi furioasă? Ba da, ba, uite, dar nu m-am gândit la asta. Despre asta e. La fel cum în desene, dacă ești atentă la Disney, avem mamele naturale, nu sunt. Magic, au dispărut și au rămas mamele vitrege, care sunt rele. Și copiii, în sfârșit, în loc să-și scoată furia pe mama proprie, poate să scoată acolo, în desen, pe mama vitregă. Ce rea e. Dar apucă și el să zică, uite, o mamă rea. Dar nu zic ție mama, ca să nu te speri pe mine. Dar ea e mamă rea. Știi? Și nu-i fă-ți frumos chiar zmeu? Și nu se luptă el cu dorințele lui proprii de a avea tot timpul, de a o avea tot timpul pe Ileana? Cred că în fiecare dintre noi se ascunde câte un balaur. Cam asta e călătoria eroului. Te duci și te întâlnești cu dragoni, cu fel și fel de monștri care sunt, de fapt, părți din tine pe care nu le știai, nu știai că poți să faci așa, să spunem că te-ai tot menținut în a fi doar bun. Că noi avem asta, suntem buni, suntem puri, suntem multe. Dar numai de bine. Numai de bine, dar... Da, ne dorim să fim așa. Ne dorim și ne și chinuim de multe ori până ne dăm seama că chiar nu putem. Și nu avem cum să fim numai buni. Dar nici nu e natural, nici nu e firesc. Tocmai. Și cunoscându-ți și zmeul interior, da, ai cunoscut cele două lumi și poți cumva, ai niște limite. În momentul în care știu, de exemplu, că am zis ceva și te-am supărat, dacă eu mă consider numai bun, nici nu o să bag în seama acea supărare. Dacă o să zic nu, că eu sunt un om bun. Dar dacă zic, poate chiar am fost nașpa, adică îmi dau voie să fiu și un om nașpa, o să zic, ok, îmi pare rău și dacă vreau să rămân cu tine în relație, o să caut să îndrept asta. Dar vezi, de ce nu se întâmplă asta în majoritatea relațiilor? Este pentru că atunci când ne îndrăgostim, cum e partenera și partenerul? E idealizat, e wow. Și ce visăm? Că doar alături de el sau de ea vom putea să. Doar cu ajutorul vom putea să. Da? Și la un moment dat e bun, e bun, e bun și începe să nu ne mai convină. Încep să ne enerveze anumite lucruri. Parcă nu e atât de bun pe cât l-am proiectat. Și nu le spunem pentru ca să nu supărăm. Exact, că a intervenit fix proiecția. Da. Da? Deci eu am proiectat pe celălalt și de aceea divorțul e tot un ritual de trecere, tot un ritual de devenire, tot un ritual de întoarcere la autenticitate, că te separi de iluziile tale și de proiecțiile tale și pe cât de greu și pedepsit de societate ar putea să fie divorțul, da, și gura lumii, pe atât de important e pentru niște oameni. De ce? E pasul de maturizare. N-au avut cum să-l facă cu părinții. Și atunci o fac în relație, pentru că relațiile ce fac? Relațiile ne transformă. Și într-adevăr, în divorț, unul va purta vinovăția
e cel care alege să divorțul și va purta vinovăția, celălalt va purta rana narcisică, cum de mi s-a întâmplat asta tocmai mie. Știi, dar sunt oameni care nu se vindecă după un divorț. Adică rămân traumatizați o viață. Rămân traumatizați, dar călătoria eroului, există o chemare. Deci, apare chemarea către călătoria eroului, către forma asta de individuare, către forma asta de reparație. Numai că foarte mulți oameni o refuză de frică. De frică, o refuză cultural. Dacă plec și când mă întorc, nu mă mai acceptă cineva. O refuză prin diverse povești. Nu-i timpul acum, nu am suficienți bani, nu am... Dar chemarea există și îți dorești lucrul ăsta. Dar e important să înțelegi că poți să refuzi acea chemare fără să-ți dai seama și îți găsești scuze, scuze care din erou care puteai deveni te transformă în victimă care așteaptă un erou să o salveze. În spatele frustrărilor noastre sunt fricile care nu ne dau pace și sunt mai multe tipuri de frici care ne pot inunda, ca să spun așa, interior. Uh-huh. E bine, spuneai tu, să le vorbim? Să le vorbim, să le conștientizăm și să le trăim, pentru că de obicei, oricât le-am citit din cărți, de aceea în terapie le trăim în cabinet, în cadrul terapeutic. Pentru că terapeutul e un om străin care te poate blama, nu te poate acuza, nu te poate arăta cu degetul, da? Că există o anumită relație de confidențialitate. El nu te poate, dar tu îți poți imagina că te-ar putea. Cred că de acolo vine și reținerea de a merge la un psiholog. Uh-huh. Cred că de acolo vine și reținerea. Dar în mediul cunoscut și cald și ăla pe care îl știm, e mult mai greu să mergi să spui, băi, hai să spun ce frici am eu. Că ți-e frică, că te condamnă. Ți-e frică că te respinge. Deci, băi, n-am știut că, uite, e frică de nu știu ce. Ți-e frică că brusc vei părea mic, vulnerabil și sensibil. Cred că mai repede din că mi-amintești un lucru foarte frumos. Conferința pe care o am la Timișoara și la Constanța se numește Călătoria cu sens și spargerea oglinzii cunoscute și este un dialog foarte frumos între Rumi și Shams în cele 40 de legi ale iubirii. Rumi era cunoscut drept un mare învățător, un mare înțelept, Mevlana, da? Deci avea o imagine foarte bună. Și Shams îi zice, dacă ai curaj să faci ceva pentru mine, atunci asta e dovada de iubire. Te duci într-un bar și ceri alcool, care alcoolul interzis în partea de islam, da? Mm-hmm. Ceri alcool și nu le dai explicații pentru ce. Și cum lumea asta și s-a gândit și a zis, pentru iubire o să o fac. Dar asta e spargerea oglinzii. Când dau voie să mă duc, să fac un gest pentru care aș putea să-mi distrug toată imaginea pe care o au celălalt despre mine. Da? Dar de fapt, eu sunt conștient că nu pentru mine e vinul. Dar aici e bătălia. Ce cred eu sau ce cred ceilalți? Și de multe ori primează ce cred ceilalți. Atunci când suntem destul de inconștienți, când suntem cu multe conținuturi inconștiente. Din păcate știi foarte bine că întotdeauna se termină prea repede. Discuția e foarte interesantă și am rămas cu gândul la oglinda spartă. Uh-huh. Să mai povestim despre asta, sper. Sper să mai fie pe aici prin zonă. Aș vrea să le transmiți celor care ne urmăresc acum hai să spunem o concluzie a discuției noastre referitoare la călătoria cu sens și călătoria eroului. Vă invit să vă îndreptați către lucrurile care vă trezesc curiozitate și oricât de înspăimântătoare ar fi, să aveți încredere în voi și în rezultatul care va ieși de acolo, care de multe ori poate să nu fie ceea ce vă doriți, dar poate să fie ceva cu sens și care să dea sens vieții voastre de aici încolo. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandru. Mulțumesc. Discuția cu tine a fost cu sens pentru mine. Celor care ne-ați urmărit până acum, le transmit o seară plăcută. Gândiți-vă la ce am discutat în seara asta, pentru că merită. Și vă dau o nouă reîntâlnire, cum bine v-ați obișnuit, săptămâna viitoare, joi, tot de la ora 20 și tot aici, la TV Arad. Toate bune! Cine ești? Ce ești? Și ce-ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad.
Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.